Avem două procese verbale, supunem la vot procesul verbal din 16-2024. Dacă sunt obiecții. Nu, pataja, îmi pare rău, nu cred că vă dau cuvântul, pentru că dumneavoastră ați lipsit. Și ce aveți de contestat la procesul verbal? Din 16-2. Domnule președinte, chiar dacă am lipsit, sunt două procese din verbal. Nu contează, noi vorbim de ăsta. Și chiar dacă am lipsit... Păi n-am vrut, vreau să o întreb pe doamna secretară. Asta o chemați în acolo. Vreau să o întreb pe doamna secretară. De ce întocmește procesele verbale în față? Atunci, dacă mai sunt alte discuții, că v-am sunat înainte de această ședință. Dar vă rog să vă abțineți, pentru că nu v-am dat cuvântul. Păi dacă nu puteți să vă abțin, chiar vă rog să... Nu pot să mă abțin, domnule. Pentru că ați lipsit și nu vă lipsește nimic din ceea ce ați spus. Dreptul a lua cuvântul. Păi dreptul a lua cuvântul dacă e în ședință. Din Constituția României, vă rog frumos... Să țineți cont de lege. Da, dar noi funcționăm după un regulament. Și după regulament trebuie să-mi dați... Da, cum mă pierde? Păi două minute, dacă nu să... Eu scrie clar, domnule, regulament. Scrie clar, doar vreau să știți. Scrie clar, dacă ceva nu e omis și nu e trecut și are observații de făcut, dacă dânsul lipsește din sală, și observații să ai, dacă tu ai luat cuvântul? Am observații, domnul. La procesul verbal. Discutăm la diverse. Nu discutăm la diverse, domnule. Nu intervenim. Hai, ziceți un minut și... Domnul consilier, vreau și eu să vă întreb. De ce considerați dumneavoastră că eu am întocmit acel proces verbal în fals? Pentru că eu nu am fost în țară și conform regulamentului pe care îl invocă domnul președinte de... ședință, ironic acum, că nu a ținut niciodată cont de regulament. Eu dacă v-am sunat, trebuia să pot participa telefonic la această ședință sau online. Dumneavoastră a zis că nu e... Domnul primar, nu vorbeam cu dumneavoastră. Dar eu vorbesc cu domnul consilier. Dumneavoastră a zis în ședință că nu e legal prin telefon. Acum, pentru dumneavoastră e legal? Domnul primar, nu vorbeam cu dumneavoastră. Păi nicio dumneavoastră. Vorbesc cu domnul consilier. Adică pentru alții deci, nu-i legal, pentru vreau să știu, legal. Doamna secretară, de ce nu ați asigurat prezența mea la acea ședință online, conform regulamentului? Păi online, conform regulamentului. Deci, domnul președinte, propun o chestie. Punctul ăsta să-l discutăm la diverse. Cine este de acord? Ce ziceți? Da, toată. Da, da, ok. Ca să nu mai pierdem timpul, supunem la vot procesul verbal din 16-2024. Cine este pentru? Proces verbal întocmit în fals. Așa. Și uitați că lumea votează. Corect. Și acum supunem la vot procesul verbal din 18-3-2024. Da. Cine este pentru? La Balcani. Ca să vedeți. Da. Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi. Vreau să vă anunț că dacă o să duc în ședința asta, la ora 12 trebuie să mă la Bacău să semnez contractul cu apă și canalizare pentru Comuna Balcani. Dacă tot până la ora 11, să nu se creadă după aia, iar pe Facebook am fugit de la ședință. Dacă nu se termină până la ora 11, da, trebuie să plec. Puteți convocați în ședință ordinară pe dumneavoastră în 15.04.2024 în sala de ședință a Consiliului Balcan cu următoare ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alegerii președintelui de ședință. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a patrimoniului asociației de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău pentru anul 2024. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 4 la contract de delegare a gestiunii de salubrizare, operare, instalații numărul 1078-1078-16-4-2018, încheiat cu SCE Sud SA și actul adițional numărul 8 la contractul de delegare a gestiunii servicii de colectare și transport numărul 180-2957-0605-2005, încheiat cu SCE Compania Rompres Service SA. 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului de la OAT Comuna Balcani pentru ședința adunării generale ordinare a acționarilor, ședința adunării generale
extraordinare a acționarilor ASC Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 19.04.2024/22.04.24. Prevederile privind aprobarea nomenclatorului stradal al Comunei Balcani Județul Bacău 6. Prevederile privind aprobarea și analizarea execuției bugetare la data 31.03.2024 și diverse. Da, cine este de acord cu ordinea de zi? Cine este pentru? Cum se abține cineva împotrivă, toată lumea pentru? Prevederile privind aprobarea legii președinte. Da. Alegem președinte ședinței pentru 3 luni. Cine face propunere? Domnul Vagaru. Domnul președinte, îl aleg pe viitor președinte, domnul Găvăreanu Cornel. Îl aleg, îl propunem. Îl propunem, pardon, scuze. Dacă mai sunt propuneri. Da, alte propuneri. La 17-a oră. Dar mai continua. Mai sunt propuneri. Da, eu pot să fac o propunere? Nu. Domnul președinte, dacă nu cu mine, cu domnul. Da. Îl propun pe domnul Barna. Da. Și-ar vrea ca el să fie votat prima dată. Supunem la vot. Cine este pentru domnul Barna? Pentru domnul Barna. Cine este pentru? Pentru care? Cine? Pentru domnul Barna. Pentru domnul Găbureanu. Pentru domnul Găbureanu. Cine se abține? Împotrivă? Două împotrivă. Abține. Două abține. Și domnul Cioenea. Trecem la punctul din numărul 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a patrimoniului la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău pentru anul 2024. Dacă sunt discuții pe marginea acestui nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Toată lumea pentru. Nu se abține nimeni împotrivă nici. Următorul punct din ordine de zi. Proiectele privind aprobarea actului adițional numărul 4 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, operare, instalații numărul, inițiat cu SCE-Cosud, contract de delegare de serviciul de parcare, transport, inițiat cu SCE Compania Progrese, SCE. Discuții în acest punct? Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Toată lumea pentru. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al UAD Comuna Balcani pentru ședința adunării generale ordinare a acționarilor și ședința adunării generale extraordinare a acționarilor ASC Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 19.04.2024. Sunt discuții pe marginea acestui punct? Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva împotrivă? Toată lumea pentru. Următorul punct din ordine de zi. Prin aprobarea nomenclatorului stradal al Comunei Balcani de Bacău. Discuții dacă sunt. Da, poftim domnul. Da. În ceea ce privește nomenclatorul ăsta stradal, nici nu știu cum să formulez, pentru că sunt convins că veți sări cu toții clica care susține pe acolo jumat. Ce înțelegi, Mandale, prin clica? Să termin cuvântul. O să vedeți că nu o să săriți. Da. Cred că este cea mai bună demonstrație de răzbunare la adresa mea, ca persoană, alături de ce ați făcut cu lampa, este cea mai bună demonstrație de răzbunare prin care dați dovadă exact de ceea ce mă acuzați pe mine și anume că aveți o problemă personală cu mine și familia mea. Am venit ședința trecută cu un amendament pentru a denumi o stradă după numele tatălui meu, personalitate nu recunoscută local, la nivel de 10 km pătrați, cum sunt toate persoanele pe care le-ați trecut aici, ci național și chiar internațional are lucrări făcute. Cel mai mare pictor pe care l-a dat Comuna Balcani vreodată până acum
și grimasele alea le faceți degeaba, că așa e. Faptele, faptele și realizările acestui om nu pot fi șterse prin mărșăvia cu care acționați dumneavoastră acum pentru a vă răzbuna pe tatăl meu, pentru că fiul lui îndrăznește să vă înfrunte și să vă spună adevărul în față. Mi se pare o lipsă totală de respect față de cei care nu mai sunt, în primul rând, în al doilea rând, o nerușinare grosolană la adresa muncii și realizărilor unui om care a făcut cinste peste tot unde a mers acestei comunități din care s-a tras, și dumneavoastră transformați totul într-o luptă politică. Să vă fie rușine și n-am ce să spun mai mult, pentru că știu că veți merge în continuare cu această mârșăvie. Să vă fie dacă rușine. Mai sunt discuții. Pentru că în ședința trecută nimeni n-a spus că ar avea ceva împotrivă. Toată lumea toată lumea a spus că sunteți de acord, am adus documentația pe care mi-ați cerut-o și nu s-a întâmplat nimic. Mințiți ca de obicei. Mi-a arătat și mie amendamentul unde este. Arătați-mi, domnul. Uitați-vă la ședința trecută. Să mă uit pe ce, domnul? Și ce să mă uit pe ce? L-am sunat pe domnul președinte de comisie. Lăsați, domnule, tot atâtea telefoane. L-am sunat pe domnul președinte de comisie să ne întâlnim. A zis că nu poate. Domnul, a sunat-o pe doamna secretară. Altceva de urmărire. Nu poate. Domnul Cipolpin, v-a ascultat amendamentul, ce ați făcut? V-a ascultat. E greu de prezentat un amendament? Ascultați-mă. Nu știi să faci. Amendamentul, eu l-am spus. Nu știi să faci un amendament. Ai trecut. Să apară pe ordinea. Ai trecut 2 ani prin ședințele Consiliului Local ca vezi ca prin apă. Exact. Da. Apar nu ai cum se procedează la un amendament. Da, un amendament. Spuneți-mi ce aveți cu tatăl meu și cu mine și cu familia nimic, mea. Cu morții, nimic. Cu ce aveți cu familia mea? Spune-mi o singură dată când am pronunțat numele unuia din părinții dumneavoastră sau cu ce am jignit. Spune-mi o dată. Știți când? Spune când. Nu mă mai provocați. Ba chiar te provoc să-mi spui, arată-mi când am o singură dată când am pronunțat numele părinților sau singura dată când ați pronunțat cuvântul tatălui meu, știți ce când? Spune, nu știu când, spune. Dar de ce nu spui? De ce ne-ai cinstit? Spuneți-mi ce aveți cu el. Absolut nimic. Ce aveți cu realizările? Chiar am fost prieten. De ce vă este ciudă pe mine dar, nu, și pe nicio, familia mea? Nu, e tocmai invers. De ce vă este ceva ciudă pe mine și pe familia mea? Tu ai zis din mama că am întrebat că măta m-a învățat. Nu, că dacă te învăța mama, era un pic mai sus. Era ceva de tine. Da? Primar, ce ați uitat și amendamentul a trecut domnul Barna. El asta consideră un CV. Domnul primar, fiul lui taică-mi nu încape pe o pagină. Nu-i ca dumneavoastră, angajat al primăriei veșnic. Nu, deci da? N-ai făcut niciun amendament. Minți, domnul primar, minți ca să... ce deci aveți cu familia mea? Absolut nimic. Absolut nimic. Cu nicio familie, cu nicio persoană, nu am nimic. De ce nu ați dus la capăt ceea ce ați spus în ședința trecută? Ce ați spus în ședința? Că veți denumi o stradă după numele tatălui. Exact așa am mai mințit și că am făcut amendament. Și nu era, eu n-am fost atent, m-am uitat... M-am uitat pe avizele ședințelor din comisii, ai semnat, domnule, ai semnat avizul fără amendament. Ai avizul? Domnul Barna, ce prăjeală ăsta-i? Ce prăjeală, domnule? Avizul semnat dumneavoastră la proiectul. La proiectul ăsta, aviz semnat fără amendament. De ce mințiți? Eu nu mint, domnule. Ca să pari în... Dumneavoastră ați spus să vă aduc documentația și facem pentru ședința următoare. Dacă aveai amendament, dar eu n-am știut că tu nu ai amendament pentru așa ceva. Domnul primar, ați spus, vii cu documentația, sunteți filmat, vă faceți de râs. Nu mă fac de râs, Ați spus, veniți cu documentația și facem pentru ședința următoare. Ce să facem dacă s-au aprobat toate avizele, facem proiectul din nou? Hai, dacă s-a terminat, domnul Rață, poftiți. S-a discutat, voiam și eu același trebuie să spun, nu? Da. Dar așa ca o metaforă,
Și eu am o nepoțică foarte talentată la desen. Să aveți grijă, peste vreo 70 de ani, să o treceți pe o stradă. Da, da. Da. Nu vreau să arăt, de pe 7 ianuarie, că acum am găsit mesaje despre pictură și despre altceva. Eu mi-ar zice că jignesc. Eu mă mândresc că fac parte dintr-o clică în care a făcut parte pe vremuri și tatăl domnului Barna, care mi-a făcut campanii vreo 20 de ani așa, asidur. Și el era foarte... Din clica mea. Mai sunt discuții? Mulțumesc. Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot răspunsul. Cine este pentru? Toată lumea pentru. Și domnul Barna. Se abține cineva împotrivă. Punctul numărul 6 din ordine de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea și analizarea execuției bugetare la... Execuția bugetară, da. La data de 30, nu? Banii cheltuiți. Da. Dacă sunt discuții pe marginea acestui punct? Dacă nu sunt discuții pe marginea acestui... Se aprobă. Supuneam la vot. Cine este pentru? Am văzut că să ridica mâna. Se abține cineva împotrivă? Toată lumea pentru. Da, începem la diverse. Veniți la ședință, la semnat. La diverse. Dacă îmi dați voi, vă rog. Da, poftim. Ați văzut o filmare de-a lui domnul Barna cu dispensarul de la Frumoasa. Dar în filmare, domnul Barna a uitat să specifice că și el a votat, acel spațiu este concesionat la un doctor privat, CMI Dr. Bârzan. Am contractul de concesiuni în față. Am mai zis într-o ședință, eu marța trecut am fost și probabil că de asta s-o duce domnul Barna invitându-o pe Iurii acolo să vadă, într-adevăr, arată rău dispensarul. Am vorbit cu femeia de serviciu, i-am pus în vedere să facă curățenie dacă nu reziliezi contractul. I-am făcut și adresă. Avem adresă. Tot cu număr din urmă, ca la mâncare? Nu, cu număr de când i-am făcut... Nu m-am un pic chiar vă rog. Domnul Barna, nu se pot, nu, e registru, este registru, nu mai e cum era pe timpul dumneavoastră când erați la, nu știu unde lucrați, la nasul lucrat. Nu se poate, registru electronic, nu poți da din urmă acum, când era cu mâna, cu așa, cum crezi. Chiar vă rog, nu am. Prin care noi nu avem voie să cheltuim bani acolo, n-am, trebuie dat cumva doar atât. Contractul. Da, și centrala e ok înăuntru. Pardon, iar te faci rușine, domnul Bana, și iar cu comentatorii dumneavoastră. Nu-i centrală, nu-i termocentrală, e termoșemineu pentru camere. Fumul, probabil, dar termoșemineu. Avem și la Camila Balcani, avem și la Camila Frumoasă, avem și la dispens. De an, domnul Bana. Acolo se face și vara. Și care e problema? Că e zilnic. Deci firma care... Fumul este acolo din cauza centralei. Sunteți ridicoli. Da. Deci, când s-o dat în folosință centralii, de ce la cămin, la dispensarul de la Rățeni, nu există așa ceva? La cămin se face focul, nu-i folosit. Ba da, dar la cămin se face focul și nu mai este folosit. Eu am acasă centrale din termoșemineu, nu-i centrale, termoșemineu. Sunt o grămadă de oameni care au termoșemineu. Nu, e termoșemineu. Dacă nu știi, uite în text. Lăsați, chiar vă rog numai. Nu încercați de domnul doctor să vrea să ocupi pentru curățenie. Nu mai duc eu să fac curățenie. Domnul Barna, dispensarul de la Frumoasa este al Bisericii Catolice. L-ați văzut vreodată pe părintele paroh să dea cu vară în dispensar la doamna doctor? Exact aceeași situație ca și la noi. Deci doctorul trebuie să-și facă curățenie. Are femei de servicii, are asistente. Problema nu este varul de pe pereți, eu am spus și pe filmare. Problema este centrala care nu trebuia montată în interiorul dispensarului. Nu e centrală, greșiți total, nu e centrală. E termoșemineu care se montează înăuntru. Montează la capul patru. La diverse pot să zic și eu ceva. Da. Da, numai dacă mare domnul primar, da? Să înțeles. Acum, dumneavoastră. Apropo, că eu am zis că nu votez bugetul moral, evident, până nu apare buldozerul sau excavatorul ăla. O apărut, moral, sunt de acord cu bugetul pe 2024. Unul la mână. Doi. Am văzut că lucrează acolo când veneam în coace și n-aveți de gând să rupeți și din malul ăla altul la Toma, o 4-5 metri? Ba, că altfel, dacă nu rupeți, eu vă spun că-i muncă degeaba. La Savețica? La Toma. Sau la Savețica. Da, da, da. Deci că rupe și din marul către da, ok, așa. De fapt, nu numai acolo, peste tot. Și la coșul, așa, dacă se poate, unul este digur. Dar nu un pic lăsați pe domnul ăsta și după deci, din punctul ăsta de vedere, să se lărgească un pic, așa, degeaba să pune bala asta. Până la prima viitoră, o luați, știți foarte bine cum e când vine cel de sus. Atât, mulțumesc. Da, domnul Lugăie.
și la Corniță, dar el e foarte strânt acolo. Este tot, apa a fost, este o insulă acolo. A fost apa cu încă vreo 20 de metri mai încolo. Dar se poate lucru insula aia. Salinie, m-am uitat. Da. Dați la pământ, ce să mă... Da. Dacă se poate. Până la, curba, din curba. La Didic, de acolo, până acolo ajunge, după aia se întoarce, mai vedem un... Da. Cât da. Și doamna secretară, a scris în procesul verbal că eu aș fi spus să taie toate rechițele. N-am să așa, doamna secretară. Vedeți? Tăiate de la cele până în mal, până în, adică până în acostamentul ăla de jos, sau cum se cheamă. Nu am să tăiați toate rețițele. A fost o greșeală, probabil, așa, de, o scăpare. Înțeleg, da. Domnul Gânda. Da. Eu m-aș referi acum la zona Ludașului, pentru că Consiliul Local a alocat niște bani, și anume, pentru parcarea din fața școlii, pentru parcarea din fața bisericii. S-a alocat bani pentru dispensarul care s-a terminat. Pentru străzile, linia a doua, linia a treia, toate patru linii acolo. Am înțeles, știm că s-a alocat acum bani pentru asfaltare până la biserică. De ce întreb eu situația asta? Într-un clip, săptămâna trecută, într-un clip, acum sunteți la programul de linț, Ciolan. La Tele 1, sau rușine să vorbesc. S-a spus, vă rog frumos, chiar vă rog frumos, domnul Ciprian. S-a luat interviu de la niște persoane de la Lucaș, care spunea destul de clar, în Ludaș nu s-a făcut nimic. Mai nimic. Mai e o mare diferență între nimic și dar mai vorbesc nimic. Cu dumneavoastră, domnul Barna. Vorbesc cu domnul primar. Dacă ați avea domnul Barna, ați avea puțin simț, ați lăsa oameni să vorbească. Ia uitați acolo, domnul învățător. Da, domnul învățător. Omul care s-a zbătut în fiecare ședință pentru Ludaș. Domnul Ciprian, vă rog să vă dați. Trebuie să vă spun dumneavoastră, vă dau raportul și fac eu. Nu, lăsați să fie domnul Gânga. Da. De ce am întrebat trebuie? S-a luat niște interviuri la niște persoane din Ludaș care a spus, domnule, la Ludaș nu s-a făcut nimic. Domnul primar, ce ați făcut cu banii din nu s-au făcut lucrări? Le-ați făcut sau nu le-ați făcut? Când văd că nu le văd persoanele din Ludaș. Deci ca și drumuri, mai sunt două drumuri de asfalt. Ați făcut? Astăzi s-a apucă și de la Ghineț care iasă, drumul spre biserica nouă. Din mâine începe să-l asfalteze, lucrarea e jumătate făcută. Dispensarul, teren de sport, școală, acoperiș, garduri, alei pentru alei la școală, parcările, îndiguirea la Valea Ludașului, încă chiar am filmat în clipul ăla, Valea Ludașului, chiar mi-a plăcut cum arăta. Acolo, dacă domnul Barna crede că minte omul și omul crede pe Barna, că o să asfalteze Valea Ludașului niciodată, fiindcă nu o să dea avizul de specialitate pentru așa ceva. Nici o firmă nu se apucă, îi trebuie garanții. Și nu-i garantează nimeni pentru drumul ăla, pentru asfalt. Ca și promisiuni, pot să mă duc și eu, că fac, cum a zis domnul... Suspendat. De la masa aia, pot suspendat. Pot să facem centuri ocolitoare. Unii să faci. Da. E foarte bine în campanie să promit, dar eu am zis mereu adevărul. Acum să vină domnii consilieri. Ca niște podețe, cum a spus domnul, care a făcut emisiunea, că emisiunea n-a fost făcută de domnul Barna, eu am fost invitat. Domnul Barna, nu mai umblați cu proastea. De-aia ați spus dumneavoastră să nu vă întindeți mai mult de 11-12, v-ați aranjat cu fiecare să vă pună câte întrebare, faceți emisiuni în Consiliul Local Balcani? Pentru că în altă parte nu vă puteți să nu umblăm cu prostii ca tine și cu băcături din astea, de 2 lei. Adică presa din România este de 2 lei. Dar ce presă? Aia e presă. Faci un apartament la un... Te filmează la un telefon. Domnul Gânga, continuați, vă rog, continuați. Da.
Da. Nu, acum, primul, nu s-a făcut mai nimica. Căminul ăla, cum era când l-am luat în primirii? Renovat, cu acoperiș, cu nuntru, da, cu central, din... încălzării, cu... Da, mai din... domnul Gădea. Da. Da. Și m-a derajat foarte tare. Eu sunt, ca și dumneavoastră, locuitor al Comunei Balcani. O comună care domnul Barna spun că este o comună din evul mediu. Acum cum spun eu, spune realitatea. Realitatea, cum spune dumneavoastră? Realitatea văzută de tine. Domnul Barna, dumneavoastră pretindeți și aveți dreptul dumneavoastră constituțional, cum spuneți, ca să candidați câte ori vreți, lumea dacă vede, va alege, dar asta nu înseamnă că trebuie să întrerupiți colegii la orice vă spune. Deci a spus destul de clar că noi suntem într-o comună de eviu mediu. Eviu mediu, da. Da, spune, nu-i întrebat. Dar nu ca dumneavoastră, nu înseamnă miștocarea la lume, da? Dom'le, nu, fără treburi am încercat să imit ceea ce a spus domnul Gânga. Dar nici ca poate nu mi-a ieșit așa bine. Domnul Barna, dar dumneavoastră mă corectați așa. Tot în emisiunea respectivă a spus că Comuna Balcani are 5 sate. Știți cumva care e al 5-lea sat? A 5-lea sat, da. 5 sate are Comuna Balcani? Dumneavoastră a spus. A fost întrebat dacă are 5. Și a spus că da, are 5 sate. Eram cu gândul. Dar nu mai trebuie. Este aceea comună de urmă. Și a zis că da. Da, și mai greșește. Și când greșește cineva, de cel corect. Deci, fiind, corect v-am urmărit, fiindcă sunt locuitor al Comunei Balcani, o comune care domnul Barna o caracterizează a fi o comună din eviu mediu, aș vrea, domnule, dar dați-mi voi intervenit, ce tot intervenit? Dar vă chestiile alea vopsite numai pe o parte? Aș vrea, vă numite numai pe o parte? Mai aveți ceva de spus? Le-ați văzut alea? Terminați și mai discute. Ați căutat toată comuna asta să găsiți mi-am căutat eu. Batute, tu ai căutat. Te-ai dus la grupul sanitar duminica. De ce nu dă voi să duc la capăt ideea? Dar nici nu o să-ți dea voi, că ăsta-i stelul lui, dar nu știi, de prima dată, când vezi că îi spui adevărul în față, nu o să-ți dea voi să vorbi. Păi ce faci dacă intră primar? Stelul lui Barna. Înseamnă că e Dar nu-ți dă voi. Da. Acum vă trec pe dumneavoastră. Poate eu n-am să mai nepregătit sau nu știu prea multe. Dom'le, avem comunii vecine. Avem comuna Păjol, care are primar PNL. Avem Măgireștiul, la fel. Avem Solonțul. Avem Ardioanele. Scorțeniu-i PSD, dar totuși comună vecină care nu e zonă defavorizată cum este Comuna Balcani. Dom'le, în comunile astea există cumva apă și canalizare. Există alei pietonale, există gază, au cu ceva utilități mai dotată ca Comuna Balcanii, Comuna Balcanii, cea mai prăpădită... Ai mai uitat și care au? Cea mai prăpădită comună din județul Bacău. Pe mine m-a deranjat faptul ăsta pentru că o persoană, două sau câte o fi, defavorizează comuna care pe mine personal mă jignește. Nu știu pe dumneavoastră, dar pe mine mă jignește. Eu sunt învățat, domnul Gânga, cu jignește. Dacă alte comunii vecine ar fi avut, fiți sigur că vă urecheam și eu și îi dădeam dreptate cu domnul Bar. În toate comunile astea, anul ăsta s-a apucat de Balcan, de apă și canalizare. Am dat adresa și de la CRAB pe Facebook-ul meu, azi mă duc la Bacău și anul ăsta s-a apucat de apă și canalizare. Contractul, deci și adresa de la CRAB, semnată, nu-i făcută de mine. Contractul ăla din 2016, cu minciuni, cu făcut, că nu mă aminte lumea. Păi ce s-a devenit? Nu depinzi de primărie. Ce-ați spus? Nu depinzi de primărie apa și canalizarea, acum se știe, e clar. Dar precizați, e proiect județean, nu făcut de primărie. E proiect făcut de ADIS. De ADIS, care suntem asociați cu ADIS-ul, da? Da, da, deci nu aveți nici dumneavoastră. Ba da, de mine. Și echipa primării. Unde că? Păi a spus că-i făcut de ADIS. Domnul Ciprian, n-ați spus că-i făcut de ADIS. Vă contrazic singur? Mă contrazic doar, e făcut de ADIS. Dumneavoastră, a spus că-i făcut de ADIS. Am înțeles, dar noi suntem doar... Domnul Barna, abțineți-vă, domnul, mai mințiți și mai ziceți lumea în eroare, domnul. Eu nu mint. E făcut de ADIS, atunci de ce am aprobat toate avizele și toate în ședința Consiliului Local? Că-i făcut de ADIS? Toată lumea e de acord. Cu ce-i de acord? Dar nu te contrazice, domnule, cu ce-i de acord? Și au nevoie de apă și canalizare, toți consilieri. Nu se termine domnul Gânga, chiar vreau. Termina, băieți, că... Dar i-a dat o poezie. Domnul Gânga, vă rog frumos. Domnul Rață, dar i-a dat o poezie, lăsați-l să termine. Lăsați-l, domnule.
Eu mă grăbesc, vreau să plec. Așa stă 6 ore și unul și altul. Eu merg pe un alt principiu. Cine are ochi să vadă, exact, cine nu să nu vadă. N-ai exact văzut bălăcăreala asta care este tot timpul în consiliul local și ne facem de la hați fraților peste tot, nu numai pe în comunitate, și cei din afară. Să știți că râd de noi, domnule. Și de mine, și de ceala, și de ceala, și de ceala. Hai, domnule, să o terminăm. Nu știu. Eu v-am spus, cine are ochi să vadă, vede, vor veni alegeri. N-are rost să ne jignim, n-are rost să ne împroșcăm cu toată mizeria și să facem tabla. Hai să o terminăm și să... Dacă așa crezi, nu poți schimba, domnule. Nu-i treaba lor, fiecare candidează în dreptul lui, nu mă interesează. Domnul Gânga, vrea să voteze cu cine vrea și cu asta. Asta nu-i jignire la adresa tatălui meu? Nu-i. Păi ați spus că așa ați crescut de mic. Domnul Gânga, spune. N-am zis de tata, și cine m-a crescut de mic? Tu n-ai crezut, că dacă ascultai de părinți, da, era ceva de fundul tău. Era ceva de tine. Dacă ascultai de părinți, era ceva. Dar n-ai ascultat. Nu ascult nici în ședința Consiliului Local, așa n-ai ascultat nici de părinți de ajuns. Nu mă mai provocați. Provoc? Domnul președinte. Zici și domnul Gângă. Și vroiam să aflu... Deci s-a licitat, a câștigat pentru Căpățâna, a câștigat o firmă. Astăzi semnăm contractul și Costel vine astăzi, patronul de execuție. Astăzi semnăm contractul. Președinte, și cât se gândurește? Puteam să plecăm, că văd că... Nu, președinte, nu învăță nimic. Nu mă promere, dar ce-am vorbit? Dar dumneata când vorbești și nu te întrerup, cum te faci? Ce puțin ne vorbești adevărul, dar tu pe lângă. Sunt colegi dintre noi care ar vrea să spună ceva și de teamă că îl corectează și al domnul Barna într-una. Mi trebuie să stau liniștit. Chiar nu-i frumos treaba asta. Dacă eu am făcut o întrebare de publică, ca să știe fiecare ce, cum stă situația în teren, gata, domnul Gânga vorbește. Puteți să repetați că din cauza zgomotului nu s-auze. Deci... Să repetați întrebarea. Întrebarea este când începe, când, dacă s-a terminat licitația, când ar începe firma respectivă? Astăzi semnăm contractul de execuție. Bă, fraților, cine vede, cine nu terminat vreo cum precizări? Lasă-mă, faceți-mă. Mă faceți-mă. Dăm cuvântul la omul. Deci declară închisă ședința. Mă, e grav așa. Vă mulțumim.